Stara rusă. 9 iunie 1872 Dragă Ania, mi-a sosit scrisoarea ta din data de șapte prin care încerci să mă liniștești. Să știi însă că sunt pe deplin liniștit, numai că Bart a făcut o prostie să nu ne spună chiar de la început despre ce este vorba. Acești domni își imaginează că suntem niște ființe rupte de realitate, lipsite de griji și de nevoi și care dispun de timp după bunul lor plac. Ca să reiasă acum ca a scoate bandajul e o treabă cât se poate de serioasă. De ce a trebuit de să nu ne spună chiar de la început cum stau lucrurile? Ne-ar fi iscutit astfel de multe neînțelegeri. Faptul că bandajul urmează a fi scos pe 14 și nu pe 12 mi se pare îmbucurător. Mi-ar părea rău însă și mă îngrijorează dinainte să se constate că situația încă nu este rezolvată pe deplin și că va fi nevoie de un alt bandaj, unul de pâslă. Bineînțeles, dacă ți se va cere să mai rămâi, va trebui să rămâi. Ce mult aș vrea totuși să vă întoarceți mai repede. E o plictiseală aici să mori, nu alta. Însă chiar dacă sosind aici vei ajunge sosim și tu, tot îți va fi mai bine, cred eu, decât îți este acum la Petersburg, nemai vorbind firește de liuba. Îmi scrii că misiva ta din ziua cu pricina mi-ai trimis-o într-o clipă de iritare, dar faptul însuși că asemenea clipe apar este foarte semnificativ. Mă gândesc din nou la Lilia, acum, Petersburgul este mai nepotrivit decât în timpul iernii, pe când aici e aer curat, nisip, ba poate că și băile i-ar fi de un anumit folos. Cu privire la băi, întreabă-l fie chiar și pe Mihailov. Aici, ca să ți se îngăduie să faci băi, trebuie să aduci cu tine o adevenință eliberată de un doctor, care descrind boala respectivă, să precizeze că bolnavul cu tare trebuie să facă la început atâtea băi, 10, de exemplu, iar în continuare de la caz la caz. Pentru aceste băi plătește o anumită sumă la cancelarie și ți se eliberează un permis. Adevărința în cauză poate fi obținută și de la un doctor din Petersburg. N-ar putea de să-ți dea una chiar Mihail Nicolaevici dacă va găsi cu cale? De fapt nu are importanță, doar nu ne vom putea lipsi aici de șeng. Pentru accesul la cazinou, sală de muzică sau bibliotecă trebuie să obții, de asemenea, câte un permis personal plătind pentru fiecare între 4 și 6 ruble. Dacă Barci insistă să scoată chiar el bandajul, E foarte bine. Nu mă îngrijorează decât faptul că insistă în mod special asupra acestui lucru. Trebuie mort copt să transcriu tot ce am izbutit să scriu până acum. Groaznic se va lungi și treaba asta. Ne-a costat cam prea mult. Protopopul mi-a oferit leagănul lăsat aici de familia Vladislavlev pe vremea când aceasta a locuit la el, Bami l-a mai trimis și acasă. Este un leagăn uriaș, foarte adânc, care nu se leagănă și în care ar putea să doarmă și un adult. Avem deci un pătuc pentru amândoi copiii. Îmi scrii că ombli să vezi diverse apartamente. Oare când mai găsești timp și pentru asta? Îmi cer și mie părerea, dar ce aș putea să ți spun fără să văd mai întâi despre ce-i vorba? Un singur lucru îți declar în mod categoric să nu te oprește în niciun caz la apartamentul din strada la vocinaia Și în general în legătură cu apartamentele. tu cunoști foarte bine principiul. Mai bine să fie unul mai scump, dar mai liniștit și mai confortabil, căci acolo poți să lucrezi mai cu spor. Altminteri, economisești 200 de ruble, dar scrii mai puțin, pierzi 1000 din descrierile tale a ajuns să-mi placă mai mult cel din ulicioara Sapio Mâini. Având însă în vedere că diferența de preț față de apartamentul din strada Troțcaia e foarte mică, te las să decizi tu. Printre altele, să preferi încăperile cu tavane înalte. Cu cât ele sunt mai înalte, cu atât e mai bine, chiar dacă odăile sunt mai puține la număr, 600 sau 700 de ruble nu e cine știe ce sumă. Partea proastă e că nu-mi scrii de când urmează să înceapă plata. Din septembrie sau din ziua când vei închiria apartamentul. În fond nu avem ce face. Trebuie să ne împăcăm cu situația. Doar de aș fi în stare să lucrez. asta e toată problema. Ar fi bine să închiriezi Chiar acum ceea ce vei închiria și să plătești o arvună. Fedea e sănătos și vesel. Ar fi bine totuși să vii mai degrabă, iar pri ceva mai multă distracție. Vremea la noi e destul de bună. O îmbrățișez pe Lilicica. Oare și mai aduce aminte de mine? Nu m-a uitat. Al tău, Fiodor? Достоєвський.